o fată deosebit de dragă sufletului meu, rămâi alături de noi pentru că ești de al noastră, ești al comunei, ești un copil al satului și ne mândrim cu tine, pentru că da, meriți ca tu, atât cât îți în putere și cât vei dori, vei prezenta, și eu vei fi primar, vei prezenta ziua de 15 august, o zi deosebită din viața satului. Dragi locuitori, vă mulțumesc încă o dată că astăzi sunteți alături de noi, împreună cu preacucenice părinți pe care vreau să-i mulțumesc din tot sufletul. Poftiți alături de mine. Haideți un pic lângă mine și dumneavoastră, pentru că sunteți preoții noștri ai comunei și merită să fiți alături de mine. Pentru că comunitatea, împreună cu primăria, biserica și nu în ultimul rând cu dumneavoastră, pentru că sunteți oameni care ne faceți cinste comunie noastre, împreună cu școala, îl avem alături aici, fiind și consilier local, pe domnul director, pentru că vom avea și 5 copii premianți, copii cu rezultate deosebit de bune, copii care au obținut rezultate atât la olimpiade, cât și cu medii generale de 10. Deci, iată, avem și în comună Adâncata copii de 10, copii care ne fac cinste școlii noastre. Preacucenice părinți, vreau să vă mulțumesc din suflet că astăzi, după o zi deosebit de grea, prin Sfânta Maria, dumneavoastră ați avut și slujbă religioasă în parohiile dumneavoastră, sunteți alături de noi. Avem în spatele nostru cuplurile de aur, oameni care, iată, astăzi îi sărbătorim pentru 50 de ani de căsnicie, 50 de ani de viață împreună. Vreau să le mulțumesc din suflet că și-au făcut timp și astăzi sunt alături de noi, oameni gospodari, oameni care fac cinste comunei noastre. O să dau cuvântul părintelui paroh câteva, să ne spun și ei câteva cuvinte pentru că merită, sunt preoții parohii noștri și merită să ne spun și dumneavoastră câteva cuvinte, după care vom începea festivitatea de primire atât a celor 10 cupluri de aur, cât și a celor 5 copii care au obținut rezultate foarte bune la învățătoare.